Detalii de aur, argint și bronz la campionatele școlare, naționale și chiar mondiale pentru Clubul Sportiv de Caiac Orșova. De 30 de ani ne mândrim cu cei ce ocupă locul întâi în ierarhia cluburilor sportive naționale de canotaj. În ultimii 20 de ani, kayakingul a crescut cu salturi și a continuat să facă acest lucru. Progresele din industria prelucrătoare și tehnologia materialelor au îmbunătățit accesibilitatea sportului de kayak. Acest lucru, împreună cu dorința crescută de fitness fizic și atracția sporturilor acvatice, asigură că interesul pentru kayak va continua să crească pentru anii care vor urma. La noi în Mehedinți avem cu ce să ne mândrim când vine vorba de sporturile acvatice. Chiar la Orșova există un club sportiv de kayak care mereu, de la orice competiție, se întoarce învingător. De 30 de ani, situându-se pe locul întâi în ierarhia cluburilor sportive naționale de canotaj. Ca de regulă, ca de obicei, CSS Urșova se întoarce cumva cu sacul plin de medalii, în sensul că de ani buni, de 30 ceva de ani, suntem pe locul 1 în ierarhia cluburilor sportive naționale de canotaj. Anul acesta am reușit să obținem 9 medalii de aur la campionatul școlar, altele 5 de bronz și 3 de argint și 3 de bronz, iar la campionatul național 6 medalii de aur, 5 medalii de argint și 4 medalii de bronz. Cu aceste rezultate ne situăm de departe pe primul loc în ierarhia cluburilor de juniori din România. De asemenea, noi abia imediat ce am terminat campionatul mondial, am început campionatul național. Deci, cumva ne-am întors și de la campionatele mondiale care s-au ținut în Varese, în Italia, și acolo am obținut o medalie de bronz cu sportivii Clubului Sportiv Școlar Orșova, o medalie de argint cu fetele de la Clubul Sportiv Drobeta Turnu Severin și o medalie de aur cu la fel cu o fată de la Clubul Sportiv Drobeta Turnu Severin. Cumva, de ani de zile, an bun de zile, suntem acolo, suntem unde trebuie, vorbim de canotajul la cel mai înalt nivel. La campionatele mondiale, campionatele europene, am avut chiar rezultate mai bune. Sunt ani unde dominăm, unde venim în primele trei, sau chiar mai sus, primele trei țări din lume. Sunt ani când suntem acolo la bătaie și asta ne încurajează pentru că arată că sportul de performanță, cel puțin sporturile nautice de performanță și cel puțin sporturile nautice de performanță din județul Mehedinți, adică din Orșova, sunt la un nivel acceptabil și un nivel care cumva impune sau forțează atât administrația proprie cât și administrația centrală să continue cu susținerea acestei activități. Doar anul acesta au reușit să obțină 9 medalii de aur, 5 de argint și 3 de bronz la campionatul școlar, iar la campionatul național 6 medalii de aur, 5 medalii de argint și 4 de bronz. De asemenea, aceștia au participat și la campionatul mondial, unde au câștigat o medalie de bronz, o medalie de argint și o medalie de aur. Mai trebuie să menționăm că acest club, atât secția de caia canoe, cât și secția de canotaj, în ultimul an a avut niște progrese, mai ales în selecția primară, în selecția de bază. Am reușit, datorită, în principal datorită fostului domn director, actualului inspector general, Tomoescu, să demarăm niște acțiuni de selecție cumva mai serioase. Ele tot timpul au fost executate serios, doar că nu ne aruncam sau nu ne avântam
în aducerea copiilor din motiv financiar. Din moment ce s-a întrezărit cumva redresarea financiară a acestui club, noi am reușit să aducem destul de mulți copii, astfel încât, ca o promisiune pentru viitoarele performanțe, este de bun augur și nu numai de bun augur, și de laudă, pentru că, repet, sportul de performanță, sportul nautic, sportul juvenil, este reprezentat cu mândrie de aceste două secții de la Clubul Sportiv Școlar Orșova. Atât cluburile de caiac canoe, cât și secția de canotaj au avut mari progrese în ultimul an în ceea ce privește selecția primară, care a fost mai riguroasă cu aducerea copiilor datorită domnului inspector general Tomoescu, care a ajutat la redresarea financiară a clubului.